mă dat mai multe doar la română. Și nu vine cu să fie mai zic la mate, nu la română este vânata. Vezi de la 5 la 3,50. E al 6. La toate obiectele am depus contestație. Până la urmă nu am fost admis, dar speram să mă arăt ultima, așa că cred că la biologie. Nu s-a notat, nu s-a punctat așa cum trebuie. Și acum ce ai făcut la biologie? Ți-a recomandat lucrarea? Da, mai bine mi-a pus. Dar tot nu m-a ajutat să promovez. Ești mulțumită? Nu, pentru că mai trebuia 200 ca să ne iasă tot al 6 și asta e. Asta înseamnă că n-ai fost admisă? Da, da. Și ce faci? Păi intru amândouă la geografie, iau măcar peste 9 și mă duc la facultate. Au existat însă și cazuri fericite în care elevii au obținut note cu mult mai mari decât cele inițiale. La română la 8,70 am 9,20. Așa, la mate, nu-i undeva la mate. De la 7,80 am 8,75. Eu nu pricep, deci 9,10. Adică mi-au crescut cu un punct și 10 sutini. Doamne ferește, nu vreau să cred. Nu vreau să cred. Adică ce prost părintori a avut la... Nu, eu nu pot vedea. Doamne, sunt șocată. Mă așteptam să iau mai mult, de asta am și făcut contestație. Dar prima dată s-au corectat aiurea. În urma rezolvării contestațiilor, a rezultatelor acestora, procentul de probabilitate la nivelul județului Vaslui a crescut cu 1,02 puncte procentuale, de la 43,27 la 44,29%. Au fost și situații mai deosebite, în sensul că au existat un număr de 11 lucrări la limba română, evaluate la evaluarea inițială mai slab cu un punct, cu peste un punct și jumătate decât evaluarea în centrul de contestații. Conducerea inspectoratului școlar spune că se va face o analiză a situației de la bacalaureat. Aceasta consideră că nu este normal ca la o reevaluare să se obțină note mai mari cu peste un punct și jumătate.